Bună ziua, dragi telespectatori, și bine v-am găsit la un nou reportaj. Astăzi ne aflăm la unul din magazinele Kaufland din Chișinău. Și împreună cu dumneavoastră suntem martori la un nou proiect de reciclare, care se numește Implicare prin Reciclare. Haideți împreună cu dumneavoastră să descoperim cum putem recicla hârtia la noi acasă. Campania Implicare prin Reciclare, pe care noi cei de la AVE Moldova o implementăm împreună cu partenerul nostru Kaufland Moldova, vine de un apel către locuitorii din Chișinău, în care vrem să transmitem mesajul că este bine și este corect să ducem un mod de viață responsabil. În ce vrem să fie această campanie, una care trezește responsabilitatea, este prin apelul pe care noi îl avem și invităm toată lumea să aducă în această boxă hârtie care poate fi reciclată. Boxe de tipul ăsta au fost instalate în parcarea Kaufland aici la Ciocana, vor fi și în celelalte magazine din Chișinău. Sperăm mult să reușim să facem din asta un mod de viață și să nu mai fie o noutate utile în care putem colecta hârtie spre reciclare. Lucrurile zis în această campanie, noi ne-am propus să colectăm hârtia pentru a confecționa din ea ulterior caiete care vor fi donate în școlile din Chișinău. Venim și cu o provocare creativă pentru tinerii din Chișinău. Vom lansa și un concurs de desene, în care invităm tinerii până la 16 ani să ne trimită desene tematice la tematica de protecție a mediului, de reciclare, de mod de viață responsabil și toate celelalte conexe. Vom organiza aici în magazinul Kaufland o expoziție în scurt timp cu cele mai frumoase lucrări care vor fi participante la concurs și vor fi printre cele câștigătoare. Toți câștigătorii vor primi cred că două seturi de cărți, iar cea mai frumoasă lucrare care timp de o săptămână va fi aleasă prin intermediul unui vot public, va fi printată pe coperta acelor caiete pe care am zis mai devreme că vreau să le punem în școli. Încercăm cu toți să fim mai responsabili și mai implicați. Uite, chestia asta o putem face în fiecare zi prin a aduce hârtiile aici într-un mod mai special dedicată colectorii hârtiilor de reciclare, ci nu prin aruncarea acestora la compost, cu celelalte deșeuri menajere, terminând astfel prin a fi simplu aruncată și fără a mai avea nicio utilitate. Am în mână o revistă, e din hârtie și aș putea să o duc la coș, acolo unde merg toate deșeurile menajere, dar aș putea să aleg să-i mai dau o viață acestei hârtii. Și eu aleg să fac asta, să duc un mod de viață responsabil și să aduc hârtia care poate fi reciclată în această urmă. O introduc aici și știu că va fi preluată spre reciclare și știu că hârtia asta va mai avea o viață și va fi folosită într-un mod cât mai util și cât mai responsabil. Pagina noastră de Facebook AVE Moldova am și plasat câteva reguli despre cum se colectează corect hârtia spre reciclare. Intră acolo și vezi cum se face lucrul ăsta corect.